Ce veți face dacă vă vom spune că dragonii nu au murit, ci s-au mutat pe careva dintre insulele planetei noastre și îi fac pe localnici să tremure de frică? Doamnelor și domnilor, vi-l prezentăm pe campionul mondial al luptelor fără reguli, dragonul de Komodo, sau numit altfel Varanul Uriaș. Da, ați auzit corect, dragon. Varanul Uriaș sau Dragonul de Komodo este reprezentantul megafaunei antice care a supraviețuit până în ziua de azi. Ați auzit vreodată de Megalania? Acest demon de 2 tone este chiar strămoșul eroului nostru de azi, a Dragonului de Komodo. Fiți de acord, aspectul acestui prădător te fascinează din prima. Uitându-te la acest animal prin ecran, imaginația pare să te ducă în trecutul foarte îndepărtat, când pe pământ se deplasau acele animale gigantice, numite dinozauri. Așadar, în acest episod veți afla cum trăiește descendentul dinozaurilor în zilele noastre, de ce putere dispune acum și cum își vânează hrana. Dacă nu vă e frică să vă loviți cu privire de un dinozaur adevărat, atunci haideți să începem! Pe această șopârlă mare, localnicii au supranumit-o dragon sau crocodil care se târăște pe pământ. Dragonul de Komodo este campion printre varani prin dimensiunile sale și prin obiceiurile sale culinare cam dezgustătoare. Sunt niște animale destul de agresive, care reprezintă un pericol pentru oameni. Se spune că pe an câțiva martori care au căscat gura prea mult timp au devenit snack-uri pentru dragonul sudic. Dar ei nu atacă oamenii pur și simplu, ci din cauza că bipezii îi încurcă să vâneze sau îi scot din sărite. Pentru a nu deveni cina acestei șopârle gigantice, trebuie să cunoașteți unde se găsește și, dacă veți fi acolo, să țineți ochii larg deschiși. Locuiesc varanii gigantici în Indonezia, pe insula Komodo și pe câteva alte insulițe învecinate. Rincea, Flores, Guillemotang și Padar. Pe altele, nu. Asupra acestui fapt și-a rupt mințile o mulțime de oameni de știință, încercând să explice acest fenomen prin multe articole, dar nimeni n-a putut să dea un răspuns care li s-ar potrivi tuturor. Dragonii de Komodo par a fi stângaci, dar sunt niște șopârle musculoase și pot să se miște cu o viteză explozivă. Într-un sprint adevărat poate dezvolta o viteză de 20 de km pe oră. Pentru comparație, omul aleargă cu o viteză de 24 de km pe oră, așa că dacă după voi se gonește un varan flămând, alergați din toate puterile. Nu merită să le subestimați viteza din cauza greutății și a lăbuțelor mici. Înfățișarea lor poate să vă zăpăcească și să vă liniștească vigilența. Acum veți vedea singur de ce dragonul de Komodo este super prădător. Haideți să vă spunem deodată și așa cum este, fără înfrumusețări. Varanul Uriaș este un monstru. Cea mai mare șopârlă care se târăște azi pe pământ, până la 3 metri și ceva lungime și până la 150 de kg în greutate. Mersi că măcar nu expiră foc și nu doarme pe aur, deși cine știe. Au o gură mare ca la crocodil, în care cresc 60 de dinți, care sunt ascuțiți special pentru a rupe bucăți de carne, niște membre puternice cu gheare și o coadă musculoasă uriașă, cu care le rup victimilor sale membrele deseori. Uitându-vă doar o singură dată la această reptilă, puteți să vă speriați, fiindcă înfățișarea acesteia strigă direct: o să capturez și o să ucid. Pe insule, varanii joacă același rol ca și hienele în Africa. Varanul este un super prădător, creat pentru a ucide, și o face cu pasiune pentru meserie, să zicem așa. În ceea ce privește dieta lor, dragonii de Komodo sunt deloc pretențioși. Ce găsesc, aia mănâncă, nu contează mărimea. Azi pot să facă o zi mai de post și să aibă gustări de genul crabi, păsări, mici rozătoare sau țestoase. Iar mâine pot vâna caregii, bivoli asiatici, sau un cal, sau un elan, sau un mistreț. De obicei, prada mai mare este mușcată de încheieturile membrelor. Varanile îi mobilizează și încep să ia masa, fără a mai aștepta ca prada să moară. Fermecătoare ființe, nu-i așa? Ieșind la vânătoare, șopârla preferă să-și folosească simțul mirosului. Dacă dragonul de Komodo a decis să atace pe cineva, șansele pentru a se salva sunt zero sau foarte mici. În ciuda faptului că șopârla uriașă e capabilă să se miște rapid, strategia ei de vânătoare este bazată pe surpriză și pe elementul neașteptat,
e foarte răbdătoare, poate să stea ore în șir în același loc, așteptând ca în vizorul ei să apară măcar cineva care poate fi mâncat. Graba strică treaba. Atunci când momentul oportun a fost ales, varanul uriaș atacă. Fuge brusc din tufișuri și ia prin surprindere animalul. Folosindu-se de momentul de confuzie, efectuează o serie de atacuri. Dacă animalul este destul de mare și nu poate să-l prindă din prima, varanul nu se supără, fiindcă în timpul mușcăturii, în rana victimei, împreună cu saliva, nimeresc zeci de specii de bacterii. Saliva varanului uriaș este focarul bacteriilor patogene. După mușcătură, rana victimei nu se mai vindecă niciodată, va sângera lent. De asemenea, varanul are două glande otrăvitoare în maxilar, care secretă proteine toxice. Chiar și o mușcătură este suficientă pentru a slăbi serios victima. Până animalul rănit nu va cădea la pământ, dragonul de Komodo va continua să-l urmărească. Receptorii olfactivi îi permit să detecteze unde se află victima cu rana care sângerează, de la o distanță de, atenție, mai mult de 5 km. La sfârșitul vânătorii, varanul împarte cina cu mai mulți frați de-ai săi. Ei nu dau la o parte din farfurie pielea, organele interne, oasele și chiar copitele. Mai mult decât atât, deseori ei nu zic nu cărnii putrezite. De asemenea, când nu mai au ce mânca, ei nu se complică și se mănâncă între ei. Păi, trebuie cineva să-i mănânce și pe ei la urma urmei, nu? Mai pe scurt, în habitatul lor, aceste șopârle sunt stăpâni adevărați și fac absolut tot ce vor ei. Uneori, șopârla poate să atace animalele domestice, unica ce-i bucură pe fermierii locali că metabolismul lor e destul de lent, așa că varanului îi ajunge să mănânce doar o dată pe lună. Dragonul de Komodo are și o vedere destul de bună. Poate să-și vadă victima de la o distanță de 300 de metri. Ochii lui pot să perceapă nu doar culorile, ci și mișcarea rapidă. Judecați acum singuri. Varanul vede bine, aleargă rapid, înoată ca peștele. Sare la câțiva metri înălțime și pentru fericirea tuturor măcar nu zboară. Acum, cireașa de pe tort. Are venin. Desigur nu ca la șerpi, dar poate cauza paralizia victimei, nevorbind de sepsis. Înțelegeți acum de ce dragonul de Komodo mai este supranumit prădătorul suprem? Tocmai e greu de crezut că așa monstru iese din ou și cântărește doar 100 de grame, cu lungimea corpului de 40 de centimetri, și primii ani de viață îi petrece în coroanele copacilor. Mănâncă insecte și evită întâlnirile cu frații mai mari. Varanii sunt canibali. În general, mai bine e să nu vă întâlniți cu ei. Sunt niște predători înrăiți. Ce ține de viața personală, cu reproducerea la ei totul e și mai vesel. Per fiecare femelă se numără 3 masculi. Din această cauză, pentru a primi dreptul la ea, varanii organizează lupte fără reguli. 2 varani mari se pun pe picioarele din spate și încep să se lupte. Cel care pierde deseori părăsește câmpul de luptă cu multe răni deschise. Cel care câștigă desigur că se cuplează cu femela. Uneori există momente când în perioada de reproducere și femelele se luptă, să-și poată apăra nevinovăția prin forță. Aceste animale mai au o caracteristică specială. Se pot reproduce printr-un proces numit partenogeneză. Când masculii sunt absenți, femelele pot depune ouă singure. Din ouă, în acest caz, pot să iasă doar masculi. Necătând la aceste plusuri în reproducerea lor, din anul 1980, datorită omului, printre ghilimele, varanii au fost incluși în Cartea Roșie. Dar aici e greu să reproșești ceva. E complicat să nu tragi când spre tine se aruncă din tufișuri dragonul de Komodo. Numărul lor total în ziua de azi s-a redus destul de mult. Acum, specia lor prosperă în rezervațiile naturale, unde turiștii sunt duși cu mare grijă. Deși, mai bine în bârlogul dragonului să nu vă băgați. Acesta este sfatul nostru pentru azi. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cine dintre voi ar avea curajul să se întâlnească cu dragonul de Komodo în realitate, față în față. Abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade. Și nu uitați de like. Pe curând!